HCM Roman are un nou antrenor. În urma unei analize a ultimelor meciuri disputate, președintele de onoare HCM Roman, Dan Laurențiu Leureanu, împreună cu antrenorul Corneliu Bădulescu, au ajuns de comun acord la decizia că echipa are nevoie de un nou antrenor. Am avut o discuție cu antrenorul echipei, cu domnul profesor Bădulescu. Am stat de vorbă, am analizat. I-am explicat viziunea mea și că a fost jucător de handbal, chiar dacă nu la această performanță, dar am jucat handbal legitimat. Și i-am spus că trebuie un duș rece, trebuie un șoc. Am luat decizia împreună de a înceta colaborarea. Astăzi, practic, a fost ziua în care această colaborare a încetat. Amiabil, de comun acord. Și tot de astăzi un nou antrenor își va începe ciclul de pregătire de a antrena echipa HCM Roman. Vorbim de profesorul Dumitru Mușii, un antrenor cu state vechi în handbalul românesc, de la Națională la HCM Constanța, fiind chiar finalist cu HCM Constanța unei cupe europene acum 2 ani. Un om cu experiență pe care îl așteptăm să aducă un suflu nou la echipă și încercăm să producem declicul care să aducă echipa pe val, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului. Pe parcurs, reprezentanții echipei Rămașcane de handbal se gândesc și la posibilitatea de a întregi lotul cu încă 2 jucătoare.